Președintele Partidului Național Liberal Baia Mare, Călim Bota, a luat atitudine după decizia Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la șeful DNA. Acesta și-a exprimat punctele de vedere prin intermediul unui comunicat de presă. În urma ședinței de marți de la Consiliul Superior al Magistraturii, ședință ce a avut ca scop discutarea cererii de revocare a procurorului șef DNA Codruța Chioveși, ministrul justiției Tudorel Toader, într-o mare de cuvinte, împărțite în acele înnebunitoare 20 de puncte, pe 36 de pagini, a obținut performanța unui aviz negativ al secției pentru procurorii CSM, reușind totuși un vot favorabil revocării al său. Călin Bota spune că motivele invocate de Tudorel Toader au fost nereale, nedovedite și netemeinice. Liberalul susține că Ministrul Justiției a atacat un sistem pe care trebuie să îl supravegheze, s-a asociat cu un partid condus de o persoană condamnată tocmai de justiție și a dus insulte la adresa magistraților prezenți în sală a instituției Consiliului Superior al Magistraturii. Bota a continuat și concluzionat asupra acestui subiect. Într-o societate normală, domnul Toader nu ar trebui să plece doar de la Ministerul Justiției, ci din Justiție. Cu siguranță, domnul profesor i-a aștepta la catedră unde are locul său și unde nu are obligația profesională de a sprijini politica statului de combatere a corupției.